Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spun online, bine ați venit la Muzeul Național Unirii din Alba Iulia. Vom transmite pe pagina noastră de Facebook un vernisaj al unei expoziții deosebit de interesante. Este vorba de 49 de artiști din România și din străinătate, toți strânși la un loc în cadrul unui proiect condus și inițiat de doamna Ami Vasilescu. Și o rog pe dânsa să ne spună mai multe cuvinte despre ceea ce se va putea vedea începând de mâine și până luna august la noi la muzeu. Mulțumesc frumos! Am strâns 49 de artiști, nu 50, 49, așa am zis să fie cu număr, să nu fie un număr rotund. Nu mă întrebați de ce, că a avut și asta are o explicație, o semnificație, da. Dar ideea este, proiectul meu, este o fuziune dintre pasiunea mea pentru călătorit și profesia mea de artist. Și atunci, ca să le îmbin, am zis, iau și lucrări și le duc prin călătorile mele. Care călătoria au început în anul 2020, în februarie, în galeria domnului Ianța din Germania. Și apoi am continuat cu Petroșan, tot în galeria lui, Cristi, îți mulțumesc, încă o dată. Am fost la Casino Cluj-Napoca, un spațiu extraordinar și acolo de unde am luat acum câteva zile lucrările și le-am adus la Alba Iulia, într-un spațiu la fel de minunat. Mulțumesc foarte mult cu această ocazie domnului director pentru primire și e prima dată când sunt aici și este minunat de la oameni până la tot ce am găsit și spațiul care este generos și au încăput de lucrările într-un mod extraordinar. Noi avem niște experiențe pe partea asta de spațiu mai restrâns. Deci le-am îmbinat frumos, zic eu, pe amândouă, așa că iau lucrările pe unde mă duc. Trebuia, și anunț cu ocazia aceasta și pe colegii mei, trebuia să ajungem și în Elveția, dar tocmai ce am primit acum câteva zile un răspuns negativ, că am început din nou COVID, perioada aceasta nefastă prin care trecem noi și s-a anulat anul acesta. Sperăm că la anul, dacă avem noroc sau dacă am noroc, o să reiau, nu știu exact cum o să vedem și o să finalizez la Castelul Puniazilor, că de acolo a plecat cumva ideea mea și dorința, că am vizitat eu zona de curând, acum câteva luni, mi-a plăcut foarte mult și am zis să mă poziționez aici, în zona aceasta. Eu nu am foarte mult și nu vreau, adică nu sunt în măsură să vorbesc foarte mult despre, să intrăm pe partea de istoria artei și despre lucrări și despre tușe și despre, vă povestesc puțin, sau v-am povestit deja despre ideea proiectului meu. Este o muncă, nu pot să mint, dar cred că am reușit până acum să sper eu să fie toată lumea mulțumită și să facem lucruri frumoase. Îi dau cuvântul doamnei Doina Hendre Biro, care îi mulțumesc că mi-a acceptat invitația. Doamna Biro, vă las pe dumneavoastră, că am auzit că nu mai este nimeni aici în zona așa pe... Mulțumesc tare mult! Este, cum? Toată lumea vă laudă și atunci este o realitate. Așa că i-am arătat dinainte ideea, i-am povestit-o câteva cuvinte. Doamna este pregătită deja de două zile cu proiectul și cu tot ce i-am trimis și ce a văzut și dumneai pe internet ce a făcut până acum. Așadar, vă dau cuvântul și vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Bună ziua colegilor de la Muzeul Național al Unirii, domnule director, cu aceleași emoții pe care le încerc de fiecare dată din 1975 încoace, când intră în aceste spații. Mulțumesc pentru invitație! A fost o onoare să fiu aici, să fiu invitată și să pot accepta prezentarea, mă rog, succinta prezentarea acestei expoziții, pentru că este o expoziție extrem de complexă, o expoziție itinerantă, dar o expoziție colectivă cu 49 de artiști înseamnă enorm.
De aceea, pentru început, eu aș începe prin a citi numele fiecărui artist, sau poate faceți dumneavoastră la sfârșit, lucrul acesta, probabil că ar fi foarte bine, pentru că, nu știu de ce, am această senzație că merită măcar să fie, să le fie numele consemnate acestor artiști. Despre proiect ați vorbit dumneavoastră. Eu aș vrea să spun că mă bucur că Muzeul Național al Unirii găzduiește încă o expoziție, chiar în contextul acesta nefericit al pandemiei, dar că acest cadru excepțional oferit de Muzeul Național al Unirii, un cadru cultural și în același timp un cadru istoric, acest fapt crește calitatea și greutatea expoziției în timp. Nu este tot una să expui într-un Muzeu Național al Unirii, deci se vor adăuga conotațiile necesare, artiștii vor fi îmbogățiți în catalogele lor, în bucurile lor de această experiență. Cei 49 de artiști din țară și din străinătate, iată, sunt uniți în Muzeul Unirii, în care, dintre aceștia, dintre care, 7 sunt și restauratori, monumentaliști, membri ai Asociației Filiala Artă Plastică Religioasă și Restaurarea UAP. Eu însă sunt și conservator-restaurator, prin urmare mă simt afiliată la coada acestei prezentări. Ideea de grupare, exemplificată în zonă, ideea de grupare artistică, în spațiul acesta, în zona aceasta a județului Alba, a fost exemplificată de doi artiști. Am să-l amintesc pe Ștefan Boluc din Aiud, care în jurul fondator al grupului Interar, care are o activitate amplă în acest sens, și pe Sergiu Cristian Iața, artistul care reconstruiește ideea de grup și o reînnoiește prin rețete moderne, după ce a trăit, experimentat și creat în Germania, un interval în care nu doar a creat și expus, dar a promovat arta românească a unor artiști invitați în cadrul unor expoziții și, de asemenea, a invitat artiști străini în țară ca să expună în expoziții individuale sau colective. A organizat tabere de creație care s-au soldat de cele mai multe ori sau de fiecare dată cu expoziții și de cele mai multe ori cu cataloage. De mai mulți ani este deosebit de activ în țară în cadrul Fundației Ianța Art Intercultural și această fundație permite să organizeze foarte multe acțiuni culturale și promovarea acestora. E un schimb extraordinar. Personal am avut chiar onoarea să prezint o astfel de expoziție chiar la Muzeul Național al Unirii. Un perfect studiu de caz este chiar expoziția Artă Plastică Contemporană din România, proiect cultural înființat la inițiativa doamnei Ami Vasilescu, artist plastic și art manager la Galeria de Arte din Hunedoara. Evenimentul pe care îl deschidem este de fapt o reeditare a expoziției organizate la o galerie de artă din Germania, mi-am notat și localitatea, Marktrodach, Kronach, Land, mi se pare, în Germania. Sub egida fundației menționate. Lucrările, nu mai vedeți ce înseamnă să porți mască. Mai poți de foaie. Așa. Expozițiile, primele expoziții au fost făcute la Petroșani, la sfârșitul lunii martie, deci practic întâi în Germania, apoi la Petroșani, la Cluj, recent, expoziția vine de la Cluj și tocmai de aceea trebuie să mai subliniem încă o dată rolul lui Cristian și a art managerului Ami Vasilescu. Interesant că și din punct de vedere interesantă este această colaborare, suprapunere culturală, pentru că și în plan literar, Uniunea Artiștilor
plastici filiala Alba Hunedoara. Prin urmare, iată, un experiment în plus, o inițiativă în plus, care completează spațiul acesta cultural. Această expoziție colectivă are și scopul de a sublinia, de a întări și mai mult rolul centrelor de artă contemporană, acela de a prezenta operele artiștilor contemporani. Ele diferă de muzee în sensul că nu păstrează lucrările pe care le prezintă, prin urmare, nu constituie colecții, ci montează expoziții, obiectivul fiind diseminarea și promovarea artei contemporane. Câteva cuvinte despre tendințele artistice de la începutul secolului 21. În contextul apariției artelor vizuale, bazate pe o nouă estetică de comunicare, în care se impune arta computerizată, artă digitală, bioartă, se pot pune în discuție paradigmele globalizării și pierderea punctelor clasice de referință, înlocuite prin abordări personale sau componente sociologice și religioase ale demersului artistic. Primirea și medierea artei contemporane în amonte prin expoziții, prin comunicarea pe internet, a permis difuzarea artei și integrarea ei în structurile de mediere. În acest context, asistăm la o multitudine de lucrări de o calitate inegală, fapt ce duce, uneori, la confuzii în evaluare și necesită obligatoriu o investigație personală din partea privitorului sau a colecționarului de artă. Arta contemporană se bazează pe experimentele artei moderne și pe afirmațiile care au eliberat practica artei de constrângerile clasice ale reprezentării. Astfel, gândirea postmodernistă, impusă și în artă, a dus, începând de la sistemul de predare în academiile de artă, la căutarea formală a frumuseții prin noi căi de cercetare estetică, cea mai radicală fiind arta conceptuală, minimalismul, performanța, arta corporală, modificând astfel definitiv sensul și percepția artei, devenită ermetică pentru cei neinițiați. Și iată că, și în această expoziție, punct de întâlnire pentru artiștii expozanți în noile tendințe, devine un loc de confirmare, indiferent de maniera figurativă sau și abstractă, sau de diversitatea tehnicilor abordate, între instalație și pictură pe șevalet, în ulei sau acoarelă. Dacă la sfârșitul secolului al XX-lea se asistă la mutații importante în concept, tehnici materiale, dominantă pe extensia ale expresionismului liric și abstract, arta minimală, arte informală, mail artul, în secolul 21 se multiplică lucrările în spațiul artelor vizuale, dar se semnalează și o evoluție artelor contemporane. Deci, există noi tendințe artistice, de la art modernism, la artă dinamică, artă în rețea, artă urbană, avatar, mobil art, realismul în mai multe forme, de exemplu, realismul clasic, realismul cinic chiar. Deci, practic, tot atâtea tendințe în care artiștii se înscriu sau nu, din care scot câte ceva și exemplifică sau își argumentează demersul artistic. Arta contemporană, care refuză toate regulile, cu excepția celei de excludere, se definește drept artă conceptuală, adică, pornind de la un concept, reușește să ofere o senzație. Astfel, pornind de la o mărturie care se confundă cu memoria colectivă, se ajunge exact la o idee, la un element care poate fi termen de comparat. Oferă posibilitatea de promovare personală, ca și confruntarea între artiștii expozați. Chiar această expoziție are această calitate în primul rând. O paralelă între școli, în sensul academiilor în care s-au format artiștii, a spațiilor în care au creat în timp, a experiențelor artistice avute în țară sau în străinătate, raportarea și autoraportarea la standardele artistice internaționale. Deci artiștilor oferă expoziția aceasta șansă. Toată expoziția este un argument în plus la afirmația că activitatea în echipă duce la întâlnituri avantajoase,
la prietenii, la relații de lungă durată, la crearea unui lanț de acțiuni artistice de mare anvergură, inclusiv prin șansa de a intra în colecții personale, lucrările să intre în colecții personale și muzeale, de ce nu. În final, ar trebui să dăm pe rând cuvântul celor doi promotori ai artelor moderne, respectiv contemporane, Paul Gauguin, după care arta este o abstractizare, este calea de a urca la Dumnezeu, făcând precum stăpânul divin, adică creând. Îl mai citesc și pe Marcel Duchamp, după care privirea spectatorilor este cea care realizează tablourile. Dincolo de aspectul creației artistice, de semnificația lucrărilor, de titlurile și ideile transmise de artiști, expoziția prezentată azi în Muzeul Național al Unirii oferă perspectiva unor reflecții asupra conduite de transmitere, difuzare și de receptare a artei. De data aceasta, în Alba Iulia, municipiu de tradiție istorică prin excelență și într-un muzeu având la bază vocația arheologică la începutul. Poate tocmai de aceea nu putem încheia decât citându-l pe criticul francez Gaëtan Fossé, care spunea: l'art contemporain et l'archéologie du présent. Arta contemporană este arheologia prezentului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Aș vrea să spun câteva cuvinte, poate mai vrea și Cristi la sfârșit. Eu aș vrea să mai precizez câteva lucruri. Cei 49 de artiști selectați sunt membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din toată țara, din România, dintre care 7, pe care menționase și doamna Doina Biro, sunt membrii ai Asociației Artă, filiala de artă plastică, religioasă și restaurare din București. Iar membrii artiștii, de fapt, din Alba Iulia sunt, pe lângă Cristian Ianza, cu care colaborez, sunt încă trei care sunt, m-au onorat cu prezența și care le mulțumesc, nu știu dacă sunt toți aici. Doi singuri sunt trei, al patru lipsește, domnul Nicolae Spas, pe care probabil îi cunoașteți și vă cunoașteți aici, eu vă mulțumesc. De altfel, vreau să mulțumesc presei cu care eu colaborez de foarte, foarte mult timp. Cei care sunt, unde sunt eu, sunt și ei, dincolo de presa de aici, din Alba Iulia, care am văzut că au fost pronți și dumnealor, nu știu... Cristina are rolul... Da, mulțumesc mult, Cristina. Vorbesc și de cei care se din București, care se plimbă în ghilimele cu mine peste tot. De fapt, nu în ghilimele, că chiar scriu de fiecare dată, inclusiv în Germania. Vorbesc de Internews, vorbesc de Ultima Oră, vorbesc de Radio România Internațional și, bineînțeles, de Uniunea Artiștilor Plastici ca parteneri, care sunt alături de noi peste tot, că suntem toți și noi suntem membri. Declarăm expoziția domnului director deschisă din punctul meu de vedere. De mâine începând se poate vizita oricând, probabil programul pe care îl aveți noastră stabilit. De marți până duminică, de la 10 la 17. Da, o să citesc și numele în încheiere. O să iau ordinea alfabetică, ca așa. Amara Nahas, Otilia Anastase, Tiberiu Balaș, Laurențiu Baltă, Marius Farb Barbone, Cristina Berechet, Elena Borundel, Maria Boz, Zuzuca Atanase, Mihai Marin Hârstea, Valie Irina Ciobanu, Gheorghe Coman, Marius Cristea, David Croitor, Cornelia Victoria Dedu, Mara Diaconu, Tatiana Dincă, Monica Dinu, Inga Edu, Ion Aurel Gârjoabă, Cristina Georgescu, Horia Gherghina, Sidonia Gherghinoiu, Claudiu Victor Gheorghiu, Radu Goia, Martina Grigoriță, Ofelia Cuțul, Cristian Sergiuianza, Veronica Itodi, Maria Alexandra Ilie, Alexandru Nicolae Ispas, Noemi
s-ar putea să-ți zic Gustos. S-ar putea să-ți greșesc, știu că este aici, s-ar putea să-i greșesc numele. Asta mi-a... mă scuzați. Liviu Lăzărescu, maestru, fac o paranteză, Liviu Lăzărescu, bine cunoscut, bine... m-a onorat cu... Am două lucrări ale dumnealui pe Simeză și pentru mine este o onoare și mulțumesc. Sper să vadă un filmuleț sau pe undeva, că îi mulțumesc și public, îi mulțumesc și când o să ne întâlnim cu prima ocazie. Gheorghe Lișiță, Eugen Măcinic, Alexandru Măcinean, Sever Moldovan, Mircea Năstase, Ion Pantilie, Alexandru Podea, Gabriela Irinia Potop, Irina Sava, Diana Șoit, Lucian Șoit, Marlen Târcavu, Luciana Toma, Florin Scurtu, Cornel Vano și Susana Tami Vasilescu. Aceștia sunt în 49. Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Vă declaram expoziție deschisă și... Thank you.
Thank you.